Salutări la toată lumea, bine ați revenit, continuăm cu episoadele din primul ajutor. Ăsta va fi inconștiența. Manifestări. Pot fi prezente una sau mai multe manifestări. Piele palidă, vineție și rece, piele umedă, lipsa răspunsului, indiferența. Aici e indiferența. Avertisment. Cauzele care pot determina pierderea cunoștinței pot fi infarctul, accidentul vascular cerebral, coma diabetică, șocul insulinic, șocul caloric, sufocare, șocul electric, lovitura la cap, hemoragie. Nu mișcați victima decât pentru manevre de resuscitare, nu dați lichide și mâncare dacă victima este inconștientă, dacă are convulsii sau dacă are leziuni la cap și abdomen, dacă varsă. Nu pierdeți timp pentru îngrijirea leziunilor minore. Nu dați victimei alcool, nu lăsați victima singură. Acțiune imediată. Așezați victima întinsă. Mențineți căile aeriene libere, resuscitarea cardiopulmonară dacă este nevoie, lărgiți îmbrăcămintea prea strânsă, mai ales din jurul gâtului, puneți victima pe o parte, nu cu fața în jos, pentru a preveni înnecarea cu secreții sau vomă. Aveți grijă la mișcarea capului și a gâtului. Dacă victima are probleme respiratorii, ridicați capul și umerii și mențineți căile respiratorii deschise. Cereți asistență medicală de urgență. Acțiuni suplimentare. Așezați victima întinsă pe o pătură. Dacă suspectați și alte leziuni, cum ar fi fracturi sau hemoragii, luați măsuri. Acoperiți victima cu o pătură, haină, etc. pentru menținerea unei temperaturi confortabile. Nu supraîncălziți victima. Și cam atât. Și după aceea o să avem înnecul. Eu vă mulțumesc și doresc la toată lumea multă sănătate și la revedere.